Salutare echipa și bine ați venit la un nou video pe canal. În episodul de astăzi vom încerca să recreăm top 10 lovituri la snooker, cele mai dificile, cele mai interesante, cele mai spectaculoase, să zic așa. Am selectat 10 dintre cele mai interesante lovituri de snooker și eu o să încerc să le reproduc pe fiecare în parte și să vedem dacă mi iese și, bineînțeles, din câte încercări. Ați văzut, mi-am luat frumos un tricou special pentru acest video. Avem aici The Rocket, unul dintre cei mai mari fani al lui Ronnie O'Sullivan, racheta, așa cum este denumit. Este Ronnie O'Sullivan Limited Edition. Îl am chiar de la Ronnie când a fost la București în 2009, nu mai știu exact. Omul meu de 5 ori campion mondial. Ok, gata, hai să începem. Începem cu prima lovitură, lovitura lui Shaun Murphy versus Ronnie O'Sullivan. Era condus cu 3-1 și se afla într-un snooker. Nu era snooker, hai numai un pic să-ți arăt. Ceva de genul erau puse bilele lui Shaun Murphy, el nu vedea bilele roșii din cauza bilei galbene, în schimb vedea această bilă roșie, doar că nu putea să o bage la buzunar, pur și simplu pentru că nu vedea extremitatea stângă cum ar veni acolo, adică nu putea să o lovească, să o șteargă atât de mult. Așa cum se vede și în lovitura lui Shaun Murphy, planul e în felul următor. Cu foarte mult efect dreapta pe bila albă, trebuie să lovim manta asta, apoi asta și traiectoria normală la bilă este să meargă așa, așa, iar mai apoi alba să meargă încolo. Datorită efectului bilei albe, bila albă va veni în mantă, apoi aici, iar de aici nu o va lua spre dreapta, că vom încerca să lovim bila roșie care va trebui să intre în buzunarul de mijloc. Prima încercare, let's go! Nu cred, prima încercare! Prima încercare, da mă! Lovitura numărul 2, Robertson versus Williams. Aici Williams este într-o situație foarte dificilă pentru că avem bila neagră și bila roșie. Williams trebuie să atingă bila roșie, în bila asta trebuie să dea. Ideea este că dacă o atinge într-un anume fel, foarte probabil este să facă fault, să intre bila neagră. Bila albă este acolo, lipită de mantă, așa că scopul acestei lovituri este să avem foarte mare precizie, să lovim cu bila albă manta, iar manta să atingă bila roșie și deloc bila neagră. Vă las lovitura lui Williams, iar apoi mă întorc eu și încerc să fac tot așa, hai din prima. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Asta e o lovitură mult mai grea, hai din nou. E bine. Nu a atins neagra, nu? N-am făcut fault. Neagra rămâne pe masă, ceea ce e cel mai important, roșia iese de acolo. Am cam lăsat poziție la oponent, dar e bine, am ieșit din situația asta dificilă. Lovitura numărul 2, Williams bifat, trecem la următoarea. Lovitura 3, fai de capul meu, asta e grea rău de tot. În primul rând vom avea nevoie de foarte multă forță în lovitură. Situația e în felul următor, joacă Ricky Walden cu McGill și este o lovitură interesantă. Bila asta roșie nu se vede de bila galbenă. Scopul este să băgăm bila asta roșie. Cum facem asta? Facem în felul următor. Vom încerca să lovim bila albă de aici, să meargă, atenție, în această bilă roșie și dintr-un efect de foarte mult topspin, adică vom da sus în bila albă, cue ball-ul să vină direct aici. E mega greu, credeți-mă, nu cred că va ieși din prima, cu foarte multă putere. Hai să încercăm, încercarea numărul 1. Am zis că asta e grea. Bă, nici nu se aproape, nici nu se aproape, trebuie să dau efect mai mult sus, gen mult mai mult. Bă, ce fail, oh, nu pot să cred, asta e cea mai grea, mă, de departe. Nu. Ai, nu-i bine, mă, nu-i bine. Nu, dar tot în partea aia dau, mă, de ce? Nu, no! Cea mai aproape, cea mai aproape, hai că ne apropiem, asta este. Nu. Am șters-o, ia uite-o la asta și nu știu dacă ai prins-o. Bă, asta-i. Ideea era aici, că trebuia să lovesc un pic mai jos, am pus prea mult tacul în bilabă sus, gen, am dat efect invers. Nu trebuia așa de mult, un pic mai central și era un efect oarecare natural. Mergem la lovitura numărul 4. Hai de capul meu, ce urmează încercarea numărul 4. Fiți atenți ce ne așteaptă aici. Ronnie O'Sullivan cu Bingham, asta e o lovitură de spectacol mai mult. Scorul era 1-1, dar frame-ul era deja terminat 8-7-0 pentru Ronnie și are lovitura asta. Priviți vă rog cum arată bila roșie, foarte apropiată de bila albă și scopul este să băgăm roșia acolo, sus, la buzunarul ăla. Problema la lovitura asta este faptul că noi nu putem să lovim pur și simplu în bila albă așa direct, pentru că facem fault, pentru că aceste două bile sunt mega apropiate. Așa că după cum se vede și în imaginile trecute, Ronnie dă un pic cu tacul de sus în jos, ceea ce face lovitura să fie și mai dificilă. Și încercarea numărul 1. Departe, a? Departe. Asta e mai bună? Nu, n-are benzină, nu are benzină, nu era bună nici direcția. Mai mult trebuia să o tai așa-i? No, bro. Asta-i, prea mult am șters-o iară. Bă, deci, Ronnie, după 5 încercări, eu totuși tind să cred că a avut noroc. Nu vreau să zic asta, e cel mai bun jucător din lume, nu a avut noroc, e mult prea bun, sunt eu slab, hai din nou. Too much again! Am luat traiectoria, ne punem frumos pe bila albă, punem tacul exact unde trebuie să fie, adică un pic mai jos și dăm cu o intensitate de 77%, fix așa, și avem o lovitură aproape perfectă, mă! Bun, hai să ne concentrăm data viitoare să nu mai ștergem atât de mult bila roșie, mersi, Lorine! Ia de aici! Ia de aici! Ia de aici! Te rog, por favor! Incredibil ce grea e lovitura asta! Uitați-vă numai cum arată postavul în zona asta, aici. Uitați-vă numai cum arată. Ia un close, ia, uite, uite. Cât urme de cretă și un păr de câine, cred că este, sau nu știu ce acolo, dar e incredibil, deja avem 10 încercări. Dar e bine, toare, bă, ce al lui Ronnie, e o lovitură specială. Fii atent, de data asta aplicăm tehnica, ne gândim în subconștient că suntem Ronnie O'Sullivan, da? Și ce face Ronnie după ce bagă o bilă? E așa, casual, vine, bam, el nu se gândește, el e așa, știi? Vine, se pune, știi? Și nu mă dă. Așa face Ronnie. Numai faza e că la el e și iese, bă. Bun, ce să zic, m-am prefăcut un pic, am ratat, știți, pentru video, pentru content, pentru toate alea, când de fapt era simplu, adică asta a fost de fapt prima încercare cum ar veni, numai că ce greu a fost, incredibil, mă bugi, hai la următoarea. Și mergem la lovitura cu numărul 5, tot al lui Ronnie O'Sullivan, dar de data asta suntem mai încrezători. Simt că o să-mi iasă un pic mai repede. Ronnie se află în snooker, la bila asta. Ei bine, noi acum vom încerca să dăm cu efect de ocolire, n-atinge nici o mantă, nici o bilă, absolut nimica. Dăm cu tac în bila aia albă de acolo și știi cum vine, e așa. Ia o curbă, atinge roșia și ne iese din prima. Prea mult! Ai prins-o, ai prins-o așa fain cum s-o... Prea mult, am dat prea mult efect de ocolire. Hai mă că e simplă, mă. Deci am dat prea mult, deci încă o dată am dat prea mult. Bă, uitați-vă la mine echipa, vă jur că nu o fac intenționat, nu o fac intenționat, incredibil. Asta zic, impecabil. Chiar vă rog, după lovitura asta, să mergeți, să încercați și voi, să vedeți cât îi de greu să dați în bila albă și bila albă să meargă așa. Să vă îndemn, să vedeți. Ronnie O'Sullivan, big like acolo, hai că am reușit. Următoarea. Și trecem la lovitura numărul 6. O lovitură care necesită foarte multă pregătire, foarte mult timp. După cum bine se poate vedea, juca Selby cu Gary Wilson. Absolutely no way, I think, but he's tough. Ooh. Gary Wilson a avut o situație mai dificilă pentru că trebuia să introducă această bilă roșie de aici. Problema, în schimb, era că nu avea cum să dea în bila albă, așa că are nevoie de acest sprijin și are nevoie de acest prelungitor pentru tac care se mai deschide pentru astfel de situații. Așa că vom face în felul următor, un mic challenge, să zic așa. Dacă cumva bag roșia asta din prima, trebuie să dai subscribe și like la video ăsta. Este? Get in there! Am zis, dăm din prima, merităm un subscribe la video ăsta și un like poate. Hai, mergem la următoarea. Lovitura numărul 7, Mark Selby. Aici vorbim de o lovitură un pic mai tactică, să zic așa, nu atât de spectaculoasă. Eu sunt Mark Selby și am nevoie de snooker, am nevoie de puncte, am nevoie ca oponentul meu să facă un foul, să obțin niște puncte, pentru că nu sunt suficiente astea de pe masă. Așa că voi proceda în felul următor. Nu o să dau să introduc albastra, I don't know, în vreun buzunar oarecare. Scopul meu este să ascund bila albă în spatele bilei negre, astfel încât jucătorul, adversarul, cum ar veni, să nu poată să vadă bila albastră. Vom da în albă, să meargă în albastră, albastră să se oprească undeva pe masă și alba să se oprească în zona asta undeva aici. Prima încercare, let's go! Ia că e bine! E bine! E bine! E bine! E ok, e ok, este snooker, chiar este snooker, oponentul nu vede direct bila albastră, am avut un pic de noroc, nu am vrut să dăm chiar așa, să facem chiar așa, dar obiectivul este îndeplinit. L-am pus în dificultate pe adversar. Următoare lovitură, lovitura numărul 8, Maguire. Asta e una dintre preferatele mele, aș putea spune, pentru că noi trebuie să atingem, mai filmează o dată, te rog, bila verde. Cum să o atingem? Cum? Că n-avem cum, nu putem să dăm nici măcar în mantaie să vină așa cu direcție. Scopul e în felul următor. Asta e preferata mea, fii atent aici. Dă în mantă bila albă, după care vine prin acest canal extraordinar de îngust, deci vom avea nevoie de precizie, după care trebuie să lovească manta asta de aici, apoi asta și apoi bila verde. Bă, asta e grea rău de tot. Pe lângă tot ce am explicat cu manta, noi nu prea putem să dăm așa bine în bila albă, pentru că ne încurcă bila roz. Trebuie să dăm un pic de sus. Hai să vedem din câte reușim să atingem, din câte cercări reușim să atingem bila verde. Bra. Ia, și... Nu! Nu, mă, nu! Fai, ce bună era lovitura! Aici, aici... Bă, vă dați seama câtă precizie trebuie să ai la lovitura asta, trebuie să dai de sus în jos, efect dreapta, lateral și apoi să lovească mantă, 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 mantă și bila verde. This is it. Yes! Da! Lovitura numărul 9, Williams vs. Hawkins, și îi stă în așa, are așa o carismă Williams să dea astfel de lovituri. Avem o lovitură foarte simplă și spectaculoasă. După cum bine se vede, dacă filmezi așa, noi vrem să băgăm bila roșie, aia care e acolo pe mijloc, da? Dar nu putem, că nu vedem de roz, ea se ne încurcă, n-avem cum să o băgăm. Dar Williams-i creier și zice în felul următor: o să dau cu bila albă în bila roșie, care va merge în manta inferioară, cea de acolo, și bila obiect, adică bila roșie, va merge în bila roșie de pe buzunarul de mijloc. Hai să vedem dacă putem face ce a făcut și Williams în meciul cu Hawkins. Nu-mi zice, nu-mi zice! Bă! Bă! Nu cred că am fost așa de aproape din prima încercare, efectiv! Și sunetul atât de satisfying când pică bila roșie direct. Nu cred că e bine. Sau? Bă, aceeași lovitură, efectiv identică, fix ca data trecută. Nu, 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 nu. Poate să facă oricine, drept în bila roșie, mantă, vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos pentru această bilă absolut superbă. Eu zic că merită video ăsta un like. Băi, știți, efortul depus pentru aceste trei încercări a fost unul... Nu a fost mare deloc, am dat drept în bila roșie, pot să fac asta oricine. Mergem mai departe la ultima lovitură. Am ajuns la ultima lovitură. Uitați-vă, vă rog, la masa asta. Deci uitați-vă la masa asta, da? Hai un pic aici cu telefonul ca să se poată filma de aici încolo. Noi trebuie să dăm după bila galbenă echipa. Avem bila albă, care în spatele bilei negre, și Bingham cumva o dat în bila galbenă. De aici o atins bila galbenă, da? O lovitură extrem, extrem de dificilă. E ultima lovitură, așa că hai să facem tot posibilul să o lovim exact din prima, cum a făcut Stuart Bingham, pentru că a reușit din prima să iasă din snucărul ăsta. Mi se pare absolut incredibil, inuman de greu. O să trebuiască să lovim bila albă cu efect stânga, să dea în mantă, iar mai apoi să vină direct în galbenă, ceea ce mi se pare absolut incredibil de greu. Dacă reușesc asta din prima, dăm un subscribe la video ăsta și un like. Hai să o facem! Bine, mă! Din prima, ca Stuart Bingham, impecabil. Acesta a fost videoul 10 lovituri spectaculoase de snooker recreate 100%. Nu din prima încercare, din mai multe, dar ce e cel mai important este că am reușit. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați de butonul de subscribe și like și ne vedem la următorul video. Pa!